colposcopia înseamnă ca un examen ginecologic pe care îl facem tot în policlinică, fără anestezie, nu înseamnă biopsie, nu înseamnă sângerare, nu înseamnă ace, nu înseamnă... Este o metodă pur și simplu vizuală cu care te uiți la col cu colposcopul care îți mărește de 1.000.000 de ori acea imagine. Deci este o investigație extrem de simplă care colorează colul și prin colorarea lui cu anumite substanțe mie îmi traduce niște imagini pe care eu le pot corobora. Colposcopia este și mai neagresivă decât Papa Nicolau și mai neagresivă decât tipajul HPV, pentru că alea presupune o periuță care raclează în col, sângerează, e o manevră puțin agresivă. Colposcopia înseamnă ca și cum ne rujăm. Urmărește leziunile de col, leziunile de col, infecțiile din sfera genitală, că am anumit răsune pe col, îmi poate da un punct de plecare la o leziune mai gravă, precum e cancerul, mă orientează mult mai repede. O folosim uneori și ca ghidaj când noi vrem să facem anumite biopsii țintite într-un anumit punct ca să fie pe zona cea mai bună de biopsie. Deci este o metodă și ușoară și foarte utilă. Și de diagnostic, și de tratament, și de clasificare a unei leziuni pe care vreau să o evidențiez și mă ajută în context cu celelalte investigații să fiu cât mai țintit și cât mai bine pe diagnostic. Există contraindicația sângerării. Când am sângerare sau o infecție, de obicei colposcopia trebuie făcută, cum zic eu, pe curat. Fără infecții și fără sângerare.